În ultimele 5 luni, sute de moldoveni ar fi primit refuz la cererea de a-și perfecta buletinul de identitate românesc. Cel puțin asta susțin juriștii companiilor care oferă servicii de redobândire și obținere a actelor românești. Instituțiile de peste Prut argumentează refuzurile prin faptul că în urma verificărilor s-a constatat că persoana nu locuiește la domiciliul specificat în cererea pentru perfectarea actului de identitate. Juriștii susțin că verificările au început din luna septembrie, când autoritățile române au venit cu o inițiativă legislativă de a modifica legea privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. O lege nouă, unde să fie o carte de identitate digitalizată, să fie o claritate câți cetățeni să fie stabiliți la un domiciliu, limita minimă, limita maximă. Nu știu din ce considerente se propune 10 cetățeni la un domiciliu, cu toate că nu este obligatoriu să te afli fizic în acel domiciliu. Este doar o inscripție pe actul de identitate cu domiciliu pe acest document, buletinul de identitate. Deși legea care prevede limitarea la 10 persoane pe domiciliu este în proces de consultare și nu a ajuns să fie adoptată, în ultimele luni autoritățile române ar fi demarat mai multe controle. Prin hotărârea de guvern 295 din 2021, le este permis lucrătorilor de poliție cu atribuții pe linia de evidență să facă cercetări la domiciliu declarat la secția de poliție ca fiind domiciliu principal atunci când depun cetățenii români o cerere de luare în evidență, adică o cerere de eliberare a unei cărți de identitate sau a buletinului românesc. Așadar, după aceste verificări, în ultimele 5 luni, sute de moldoveni ar fi primit refuz la cererea de a-și perfecta buletinele românești. Există situații de acest gen în care nu au mai fost emise, eliberate cărțile de identitate către cetățeni. Nu este și obligația să fii prezent la acel domiciliu fizic în momentul când un oarecare inspector de poliție îți bate la ușă să te viziteze dacă ești acasă. Este un abuz, iarăși, care în Constituție ți se dă dreptul la libertate și la proprietate, dar un organ de control vine pe neprins de veste, neinvitat, să te verifice la domiciliu. Totuși, juriștii recomandă moldovenilor care vor să-și perfecteze buletinele românești să mai amâne acest proces până când va fi o claritate în legislația română. Statul a considerat o limită maximă de 10, din considerentul că mai ușor să-i controleze pe cetățeni de la domiciliu, când faci o secție de votare, să fie mai ușor de gestionat cu fondul acesta electoral și 3, sunt anumite granturi sau bani de la guvern, de la stat, care în aceste localități unde sunt înscriși mai mulți zeci de mii, iar fizic sunt cu mult mai puțin, se cheltuie banii publici într-un mod, nu știu, declarat de ei că fiind abuziv. Buletinul românesc le oferă moldovenilor mai multe avantaje, atât pe teritoriul României, cât și în alte state UE. Tinerii, de exemplu, pot primi burse pentru studii. La fel, printre beneficii se numără alocațiile și indemnizațiile pentru copii, pentru persoanele care au grade de invaliditate, pensii, acces la serviciile medicale atât în România cât și în UE. Totodată, printre avantaje se numără obținerea granturilor europene pentru afaceri, dreptul de a călători liber și altele.